Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod în care vom vorbi despre evenimentul pre -sezon și voi lua playerul de la Contract Points, adică Joao Felix. Da. Mi se pare un jucător foarte bun pentru. Uh, noul sezon fiind foarte rapid cu dribling ceea ce i trebuie unui atacant. Și îl vedem pe Joao Felix 99, jucătorul lui Atletico Madrid. Și Tucanul, pe, care îl voi folosi în sezonul, viitor pentru a-l Eu am filmat pentru că n-a... fix atunci am primit snap, Ok, și are 120 pace, 116 pace shooting, 98 passing, 117 agility, 55 defending și 66 la psihical și are un boost pe care eu nu-l folosesc, deci nu va intra la mine în echipă și nu are cum pentru că îl am pe jucătorul din episodul anterior care e mult mai bun are attacking, are 111 acceleration, 130 sprint speed, 121 finishing, 124 shoot power, 112 long shot, 112, 112, hai că, da, hai că 112, dar ar boala în el, positioning, 89 penalties, 118 volis, 113 short passing, 89 la long passing, 102 vision, 89 la crossing, 89 curve, 67 free kick, 125 la, uh, 125 la dribbling, 67 la free kick, 129, bă, nene, m-am grăbit prea mult. 129 la ball control, 106 agility, 119 la reaction, 93 la balance, 45 la marking, 60 standing tackle, 54 sliding tackle, 49 interception, 75 heading, 61 strength, 69 aggression și 73 la jumping pentru Joao Felix, da? Jucătorul lui Atletico de Madrid face ruleta, da? Uh, și ca să zic ceva, foarte mulți dintre voi ați spus că nu am cum să-l fac pe Joao Felix dacă nu joc al treilea meci. Și uitați că le-am făcut pe Joao Felix. Dar acum vă întrebați cum l-ai făcut pe Joao Felix doar cu cele două meciuri. Cu cele două meciuri plus vreo 10.000 de gemuri folosite la peguri. 90.000 de gemuri, da. Pentru că altfel nu ar fi ajuns aici Joao Felix și îmi îl doream foarte mult. Gen, super mult Andrei Herrera mi se părea un player foarte slab Lent și nu m-ar fi ajutat deloc uh, Hummels, na, nu știu Nu vreau să merg nici pe Bundesliga, nici pe Ligan în primul rând Aș vrea să merg mai mult pe Premier League Și ar merge destul de ok un Joao Felix acolo Cu un Bernardo Silva dreapta na. Vedem noi care va fi combinația acolo dar ăsta este Joao Felix pe care îl voi avea în următorul sezon. Probabil undeva la maxim 83-84, nu mă aștept să fie mai mult, dar este bine, venit un elit la început. Deci, da băi băieți, cam asta a fost episodul, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!